Gândaci morți printre alimente produse de patiserie expirate de peste un an și foarte multă mizerie în vitrine. Asta au găsit inspectorii ANPC în piețele din Timișoara. S-au dat amenzi de aproape 300.000 de lei, 22 de avertismente și 6 dintre comercianți vor fi nevoiți să pună lacătul pe ușă pentru următoarele 6 luni. Fiecare dintre vitrine, în afară că v-am spus, toată zona de aici apare infestată cu gândaci, este în această situație. Toate piețele din Timișoara au fost verificate de inspectorii ANPC. După ample controle, 22 de unități comerciale din Timișoara au fost închise după ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat piața din oraș și laboratoarele de banificație. Gândacii morți și produsele expirate le-au adus proprietarilor amenzi de peste jumătate de milion de lei. Inspectorii ANPC au găsit gândaci, mizerie și produse expirate atât în piețele de lactate cât și în carmageriile din Timișoara. Aceștia au controlat și laboratoarele de patiserie din oraș, unde au găsit nereguli majore. În total, 44 de unități au fost găsite cu nereguli. Toată piața este în aceeași situație. Cu părere de rău față de producători, față de producătorii locali, parte dintre mărfurile neambalate în contact direct cu ventilația ce trece prin rugină, gândaci și tot ceea ce am găsit aici va fi retrasă de la comercializare. Vânzătorii au încercat să se apere într-un fel și au motivat că nu există gândaci, ci de fapt ce au văzut comisarii ar fi bucăți mici de brânză care cad de pe brânzeturi și se îngălbenesc din cauza frigului. Potrivit inspectorilor ANPC, vitrinele frigorifice puse la dispoziție de administrația piețelor vânzătorilor sunt ruginite și foarte vechi. Părerea mea personală e că ar fi trebuit să-și facă fiecare singur curat, mai ales că noi iubim toți producătorii, nu cumpărăm de la ei, pentru că fac produse de calitate, dar înțeleg că pe de-o parte există o problemă la administrația piețelor, că ei nu fac curat, și pe de altă parte există și povestea igienei undeva personale, a fiecărui producător în parte. Nu au scăpat de verificările inspectorilor nici laboratoarele de patiserie și panificație din oraș. Aici au fost descoperite pe lângă mizerie produse expirate de un an și depozitate necorespunzător. În imagini se vede cum produsele erau depozitate pe tăvi ruginite. 22 de unități au fost oprite temporar, iar alte 22 au fost închise pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Amenzile totale se ridică la peste 280.000 de lei.